Născută la 19 martie 1947, Glenn Close este actrița și cântăreața americană, mai bine cunoscută pentru rolurile din filmele Atracție Fatală sau 101 Dalmațieni. Pe parcursul carierei, între 1975 și 2014, americanca a jucat în circa 50 de filme de televiziune și pentru marele ecran, iar vocea sa a dublat în anumite cazuri personajele jucate de alți actori. Cu o prestație de evidențiat, Glenn Close a reușit în 101 Dalmațieni să intre perfect în rolul Cruelei, chiar dacă a stârnit dezaprobarea micilor spectatori și nu numai. Morning, Mr. Mills office. Could you hold, please? Yes, I'll be with you in a moment. Could you hold, please? Thank you. Good morning, Mr. Mills office. Could you hold? Good morning, Mr. Cântând sau jucând în producții cinematografice, Close a dovedit profesionalism, atrăgând atenția juriilor la diferite festivaluri de film. Astfel, Glenn a câștigat un premiu Emmy, 3 premii Tony și 2 globuri de aur, dar nu a intrat în posesia unei statuete de aur atribuite de Academia Americană de Film. Dincolo de succesul care a adus-o în posesia premiilor enumerate, artista americană a fost foarte aproape de a-și vedea visul cu ochii. A mai fost nominalizată de 8 ori la premiul Emmy, de 9 ori la Globul de Aur și de 5 ori la Oscarul atât de râvnit de cei mai mulți dintre artiștii celei de-a 7 art.